Poți să facem un joc în care avem 5 întrebări fiecare, două adevăruri și o minciună, și astfel vedem cât de bine o cunoaște Andrei pe mine și cât de bine o cunosc eu pe el. Hristos a înviat! Hristos a înviat, dragii mei urmăritori de pe YouTube. Bun. Deci două adevăruri și o minciună, da? Da, Dai că trebuie să mă concentrez. Și o minciună. Sunt adoptat. Mai așa. Am luat bacul. Mi-am pierdut telefonul acum o lună de zile. asta cu adopția Dumnezeu știe sigur. Nu, asta cu adopția minciună, ți-ai pierdut telefonul acum o lună de zile și ai luat bacul. Adevăr. Am câștigat un punct, da? Așa. Pe mine mă doare spatele. Bun. Prima dată când mi-ai văzut eram îmbrăcat în fustă. Prima dată când mi-ai văzut eram... aveam părul ondulat. Și prima dată când mi-ai văzut aveam iPhone 5S. Erai în fustă îmbrăcată, asta e minciuna. Nu mă gândeam că știi că am avut iPhone 5S. Am avut 4 pisici anul ăsta. Da. Acum nu mai am nici unul. Fac sport frecvent. Asta e minciuna. 4. Dar nu știu ce. Nu, asta cu sportul frecvent. Asta e minciuna. Exact. Adică, na. Bravo. Mă înțelegi eu. Ai trecut în etapa următoare cu 7 de da. Așa. Îmi place să mănânc înghețată de cacao, iubesc câinii și materia mea preferată la școală a fost psihologia. Că materia ta preferată a fost psihologia, minciună. Nu mă duce la pregătire la psihologie și am dat admitere la psihologie și am fost la toate olimpiadele de psihologie. Nu, și părul ți-a plăcut. Da, și nu. Mai ajută și înghețată, nu-ți place? Da, eu nu mă înghețat de cacao. Da, nu, mănânci. Prea mănânci, taci. Tu mănânci de la el, de nu mănânc. Nu mănânc, n-are bani. Da, și nu-i adevărat. Nu mănânc înghețat de cacao. Deci, îți fac 10 flotări, dacă eu sunt la început cu 10 flotări, cu... Hai. Mașina mea e din Anglia, fac fotografii, merg în oraș rar. Faci fotografii? Na, faci așa, dar nu ești fotograf. Deci, ca să ai minciuna. Și ai ce mi-ai spus ultima? Merg rar în oraș. Minciuna aia că mașina e din Anglia. Adevărat. Adevărat. Da? Asta? Da. Dar de unde? E din Germania. Bine. Faci fotografii și nu am mai la așa. Am început prima dată să fac fotografie. Am început prima dată să fac filmuleță. Sau mi-a lipsit perioada asta, mi-au lipsit perioada asta și nu țin foto. Și una este că ai început prima dată să faci filmuleți. Da. După aceea. Am avut Dacia înainte. Rădăcinile mele sunt pe Sadova. Numele meu nu este Andrei. De ce tare nu-ți pisa, da? Sunt de câmp lung. Nu știu. Bizvorul alb. Da, da, mama nu a fost. Da, stai, eu am fost acolo, prin spital. Nu, pisa, da. Nu, asta e minciuna, sigur.
Păi... îmi place să dorm, îmi place să socializez cu oameni, îmi place să fiu afurisită. Niciuna este că îți place să fii afurisită. Nu știu, mi-e în adevăr de unde știi. Eu mai sunt afurisită. Cu tine? Da, dar nu-ți place. Am fost la spital în ultimii 10 ani. Am 5 roți la mașină. Așa. Și am 16 colegi de servici. Da. Și eu am 70 de colegi la facultate. Deci, următoarea întrebare pe care o supun noi aici, dar o să fie dificilă de pus. Nu, dar n-ai voie stic. Nu, că e următoarea întrebare mai ușoară. Da, popui care ai scris-o acolo, nu mai face altă legea. Da, așa că nu mai țin multe. Asta cu 16 colegi n-am de unde să știu. Mai zi-o prima. Am fost la spital în ultimii 10 ani. Și a doua? Am 5 roți la mașină. Dacă răspunzi corect, știi, dacă nu sunt în legată. Stai, că nu știu. E, cu schepsis întrebările, că în ultimii 10 ani nu... N-ai spus acolo că am fost gen în spital, să te internez. Am fost până la spital, adică am fost până în fața porții. Ceea ce e probabil, ai 5 roți la mașină, dacă 4 și una de rezervă, dar nu știu dacă ai una de rezervă. Și nu știu dacă ai 16 colegi de muncă. Nu contează, asta cu 16 colegi de muncă, asta e mințit. Fail. Nu? Ai 16 colegi? N-am fost în ultimii 10 ani la spital. Și mă refeream la spital, să fiu internat. N-am fost niciodată la spital. Oare, e una dacă ofer respect, ofer încredere sau în general un jur. Și care e adevărul? Ofer respect. Ofer respect. Asta e minciuna? Nu, asta e adevăr. Și... oferă încredere și în general în jur. În general în jur, niciun. În jur tot general, dar... No! Dar mai avem o întrebare pentru tine. Da, hai, mi-e fău, nu știu, mai gândesc și eu. Ce prost e! Nu e bine! Cei mai rei copii și mereu aveam jurituri, ceva rupt sau cap spart și părinții mei m-au conceput exact în primăvară. Și-au conceput undeva în primăvară. Asta e nimic acolo, dacă n-aș fi știut când e ziua ta. Da, dar de unde da, bine, ai dat-o prin eliminare, că nu știe dacă pe pisică te-au chemat-o Bombonica, nu? Exact. Așa, acum eu o să-i pun niște întrebări. Da. Da. Și dacă greșește, eu câștig. Și dacă eu câștig, o să mergem la Penny sau la Lidl și o să-mi cumpere orice vreau eu. Corect? Dacă nu, îți cumpăr eu. Las palma cu mine. Un singur lucru? Da, un singur lucru. Punem pe story. Urmăriți-mi pe Instagram să mă lasă ce. Urmăriți-mi cum îmi faci... Adică cum mă fac. Așa. Hai. Am aproximativ 7 hectare de avere. Băi, am pus mâna pe băiat, așa. Așa. Da. Am 15 prizi în toată casa. Așa. Deci sunt numărat prizi. Internetul în meu înainte a fost tot de la Orange, dar pe modem, nu pe rut. Hai, n-ai mai acum să zic ceva de la Penny. No, e...
Asta cu 7 hectare posibil. Îți aminti că odată mi-ai spus că ai mult. Nu mai știu dacă mi-ai spus cât. Ai 5 priză în toată casa. Aici una, două, trei, patru. În bucătărie ai 5, 6, 7, 8. Și ultima? Că internetul meu înainte a fost tot de la Orange. Da. Dar pe modem, nu pe router. Asta cred că asta e minciună. Nu cred că ai avut modem, că trebuie să ai toată casa și ai avut router întotdeauna și ți-l-o schimbat. Casa cu 15 prize în casă e posibil. Ești sigură? Ai 5, 4, 3, 2, da, 1. Da, așa, că nu știu asta. Fail. Am 7 hectare greșite. Băi, să-mi duc și mama, cum te cheamă? Cum o cheamă pe mama de acasă? Mâine mergem la Penny. Cum o cheamă pe mama de acasă? Da. Nu, stai că mi-ai spus. Nada, nu știu. Nada, vezi? Na. Cam asta e. Ne vedem la Penny, urmăriți pe Instagram. Da. O să-mi cumpăr ceva. Oh. Nu, nu o să-ți cumpăr ceva, să-ți cumpăr un stic de suc. Da, deci trebuie să mă lași în tot magazinul și îmi aleg un singur produs. Da, cel mai scump, nu că... Nu, orice, ce vreau eu. Și merg eu la casă să plătesc, nu? Doar nu vrei să plătesc eu.